dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Așa cum ați văzut zilele acestea, de fapt o săptămână de zile, în România a avut loc faimosul, putem spune, pentru că este foarte cunoscut, tur al României. Mie cel puțin, lui Cătălinuș Oprișan, mi s-a părut extrem de mediatizat în ultima perioadă. Discutăm despre toate acestea, dar și despre multe altele din lumea ciclismului, cu președintele Federației de Specialitate, vedeți ce frumos a spus, președintele Federației de Specialitate, Alexandru Alex Ciocan. Bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Obosit, rup, dar bucuros! Știi ce zi a fost ieri, adică dacă te întreabă lumea? Știu, ultima zi a turului. Ca dată nu mai ții vite. Nu, exact, nici nu contează. A ieșit bine? Nu prin prisma ta. Dar eu cred că a ieșit bine, însă evident aștept feedback-urile pentru că eu sunt subiectiv. Și corect, nu are rost să-mi dau cu părerea. Dar cred că per total a ieșit bine. A fost mai mediatizat sau mai... A ieșit mai mult în față turul, ediția de anul acesta? Da, pentru că anul trecut a fost primul tur organizat, să zic, de mine, din acea poziție. Și mi-am dat seama că această competiție are un potențial enorm. Cred că nimeni nu-și dă seama. Gândește-te că nu este doar un eveniment sportiv, este de fapt un eveniment turistic, de care noi încă nu știm să profităm, deși anul acesta am profitat un pic mai mult ca anul trecut. Dar chiar avem șansa să arătăm ce avem în țară. Pentru că bancul ăla, că România e frumoasă, păcat că e locuit, ar trebui să-l măturăm. Avem o țară, ce facem cu ea, știi? Bun. Hai să o luăm cu început. Până să ajungem aici, zine de tine. Sportiv de performanță, ciclist, cum a început nebunia la tine? Până să ajungi domnul președinte. Până să ajung domnul președinte, nebunia a început când m-am născut, pentru că ai mei au făcut sport, tata ciclist, mama basketbalistă. Deci la tine ce ai văzut în casă? Cam așa. Educația vine de acolo, știi? Da. Tata chiar a fost ciclist, locul 4 la mondiale, locul 8 la Jocurile Olimpice, mama capitana lotului de basket și al echipei Politehnica București, locul 2 sau locul 3 în Cupa Campionilor Europeni, cum era pe vremea aceea. Totdeauna primeau bătaie de la o echipă din Rusia. Toate 2 metri, 2 metri și 10, la noi media de înălțime era 1,76 m. În fine... În Ploiești, unde am copilărit eu, basketul în perioada aceea nu avea chiar o tradiție, nu erau prea multe echipe de copii, ciclism era Petrolul Ploiești, Voința Ploiești și Metalul Plopeni, adică la câțiva kilometri, și mi-a fost foarte ușor. Am mers pe bicicletă de când m-am născut, m-am julit în permanență, cred că acum de câțiva ani am și o piele întreagă. Sport greu? Bine, orice sport de performanță, indiferent de... N-aveam... Eu luasem ca atare, însă în facultate, pentru că am terminat în prima fază ANEFS-ul, am aflat că de fapt e cel mai greu sport. Nu știi până atunci? Nu, dar nu ți-ai dat... Nu mi-am dat seama, pentru mine era ca o datorie și de fapt nu era o datorie, era o plăcere, că eu le-am de la școală să mă duc la al doilea antrenament. Da, un sport foarte greu, nu neapărat prin prisma concursului în sine, dar prin prisma antrenamentelor care durează foarte mult, pentru că tu trebuie să pregătești o competiție pe etape. Este probabil unul dintre puținele sporturi în care ai șansa sau neșansa să pedalezi 3 săptămâni la rând în marile tururi și în fiecare zi trebuie să fii cel mai bun. Ce înseamnă antrenamentul? Știi că noi vedem niște rutieri la televizor, că de acolo îi vedem dacă nu mergi la antrenamentul propriu-zis, care pedalează, vorba ta, câte 100 de kilometri... În zilele ușoare, în zilele ușoare. De plimbare. Da. Antrenamentul pentru ciclismul de performanță este undeva între 5-7 ore de pedalat. Da. Pe zi? Pe zi. Antrenamentele de volum sau 2-3 ore antrenamentele de intensitate, dar acolo crede-mă că de multe ori scurge sânge din nas, dacă chiar vrei să tragi. Mai încet că se uită copiii și poate vor să... Nu e, glumește! Nu e chiar atât de dur. Bun, asta se întâmplă zi de zi. Vorbim ca să atingi un nivel înalt. Da. Adică nu să ne plimbăm cu bicla. Nu. Eu mă plimb cu bicla și ies de 2 ori pe săptămână. Și te duci până la Sinaia. Până la Ploiești. Și înapoi. Știut, și înapoi. Serios? Da. Asta e plimbarea cu bicla? Cu bicla la tine? Avem un grup cu media de vârstă de vreo 47 de ani. Și auzi, 76. Exact. Născut. Eu 78. Ești de-al nostru. Nu ajung de aici până în cameră cu bicicletă. Trageți tare, adică... Da, tragem tare. Ne iese medie undeva la 40 de kilometri la oră. Poftim? Ei, nu vă ia mămică radarul, deci mergeți
Cu 40 de kg. Bine, media. Media, dar bănuiesc că toți fost sportivi de, adică nu, nu cred. Nu? Nu. Ah, nu. Ce mai făcut de râs. Iar cel mai în vârstă este nașul meu, are 60 de ani și ține pasul cu noi. Foarte tare asta. Care e mentalitatea? Ne întoarcem imediat la tine, dar pentru că ai spus asta, care e mentalitatea? S-a schimbat românul? Sincer, acum românul mai gândește, uite bă, niște nebuni care merg pe marginea străzii și care se duc până la... Adică a început să vă respecte lumea? Incredibil, dar da. Cinstit, că știi cum se spune. Uite bă, niște nebuni, bă, dați-vă mă de pe drum, că vă omoară vrunii. Mai există astfel de incidente, însă mult mai puține ca în trecut și de obicei pe drumuri lăturalnice. Dacă te duci pe drumurile astea principale, deja lumea s-a obișnuit cu tine. Tu cu traficul și traficul cu tine. Bun, voi mergeți pe DN? Da, noi în cele mai multe cazuri mergem pe DN, doar că pe la jumătate deviem un pic. Mergem pe la Moara Vlăsiei, ocolim, dar intrăm la final tot pe DN. Am înțeles. Hai să ne întoarcem un pic la tine. Cum era ciclismul atunci? El a fost dintotdeauna un sport cunoscut la noi. Cinstit, adică eu mi-aduc aminte de competițiile de pe vremea lui Ceaușescu, competițiile ce? Mica buclă și așa mai departe. Bun, ce s-a întâmplat după Revoluție sau ce vremuri ai prins ca și concurent? Eu imediat după Revoluție, probabil perioada cea mai complicată, din cauza sărăciei și a schimbării generale a societății. Dar cel mai dezvoltat ciclism a fost în perioada anilor 50-70. Atunci România avea acces la multe competiții din străinătate, ok, în statele socialiste. Nu te puteai duce în Turul Franței pentru că ei erau considerați profesioniști. Și am avut niște generații fantastice. Marin Niculescu, Gabi Moiceanu, pe urmă generația tatălui meu cu Cosma, Rusu Ciocan, adică tata. Pe urmă Teodor Vasile, Mircea Romașcanu, care acum este antrenorul echipei din Otopeni. Mai noi puțin Valentin Constantinescu, Căruțașul, Lăutaru, doi dintre ei Dumnezeu să-i odihnească, Neagoe. Și pe urmă, încet, încet, a început să se simtă această sărăcie. N-am mai avut acces la competiții, mergeam la 3 competiții pe an, evident, erau, te chinuiai să ajungi în formă, după aia 2 luni te uitai la pereți, n-aveai decât câteva competiții interne. Biciclete erau și ele cărpite, la fel și echipamentul. Acum, eu cred că cicliștii noștri, tineri, au mai multe șanse și au mai multe posibilități decât aveam noi. În primul rând, și părinții susțin activitatea lor foarte mult. Pentru că ciclismul, într-adevăr, este un sport scump. Bicicleta face diferența. Și dacă tu începi la 12-14 ani, când un club nu investește în tine, începi cu un handicap al materialului de concurs, deja nici nu te mai remarcă cineva. Tu dispari din primul.